Neața Răzvan, neața Dani, vă salut de la Polovraci. Aici a avut loc o tabără de sculptură cu tema simboluri dacice. Vom vorbi și despre mănăstirea Polovraci, dar și despre peștera Polovraci, despre care circulă foarte multe legende. Sper că n-am vorbit prea tare să deranjez pe cineva. Bun venit la Polovraci. Aici este locul unde s-a desfășurat prima ediție a taberei de sculptură simbolul dacice. Ca și opere rămase pe teren, este o poartă cu simbolul dacice, Decebal cu steagul dacic în mână, Zamoxis, zeul care s-a retras după înfrângerea dacilor către romani și a viețuit și se spune că viețuiește încă în peștera Polovraci, zeița fertilității, stâlpul cerului și, bineînțeles, steagul dacic plansat pe o mică stâncă. În dreapta mea avem mănăstirea Polovraci, mănăstire care a fost închinată Sfântului Mormânt și răscumpărată de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Iar în spate se observă maestoasele cheie ale oltețului. Faptul că ați venit aici, consider eu că nu este întâmplare, pentru că nimic nu este întâmplător. Și Polovraciu are nevoie de vizualizare și de promovare. Mulțumim că nu ne-ați ocolit. Bine ați venit la peștera lui Zamoxis. Peștera Polovraci electrificată în 1984, pe o lungime de 800 de metri. Lungimea totală a peșterii de peste 10 km, cercetările continuă, o legendă spune că peștera Polovraci ajunge în Transilvania. Se spune că marele zeu al dacilor Zamoxis s-a refugiat în peștera Polovraci timp de 3 ani de zile. Vlahuț Odobescu a descris apa care ne produce oxigenarea peștrii ca lacrimile lui Zamoxis care plânge în continuu. Și locul acesta în care ne aflăm noi? Este locul lui Zamoxis. Privim în partea dreaptă scaunul lui Zamoxis, damigiana, să nu uităm că geto daci erau mari consumatori de vin. Cine a trecut pe la peștera Polovraci și a aruncat un bănuț, cât de mic, i s-a îndeplinit o dorință. Am lăsat la tine niște bănuți? Poate când o să mai treceți, aruncați un bănuț și veniți și o să vi se îndeplinească și dorința sau dorințele. Eu v-am zis că pe mine mă cam sperie treaba pe aici. Am văzut ceva pe perete și nu prea mi-a plăcut. Despre ce e vorba? Da, dar să știți, dacă privim cu atenție în partea dreaptă, privim o pictură, pictură făcută de un preot Pahomie, care la 1607 s-a retras în peștera Polovraci 6 luni de zile. Sincer, eram puțin, nu știam dacă o să vedem sau nu o să vedem. Deja văd un prieten în partea stângă, sincer, nu trebuie să-mi fie frică de el. Fără teamă, domnule, chiar liliecii ajută omenirea că mănâncă foarte multe insecte. Vă mulțumesc, domn Mirel, vă mulțumesc foarte frumos, mă retrag, fac și eu cum am fost aici la lilieci. Răzvan, Dani, o zi frumoasă, la revedere, domn Mirel, să trăiți! Ne bucurăm că ați venit și pe la noi și l-așteptăm și pe domnul Răzvan și pe domnul Dani. Nu cred că o să plecați foarte elegant, lilieci rămân pașnici și noi tot pașnici și. Mi-ați spus că trebuie să văd acest loc unic în țară, chiar și în Europa? Da. Avem dovezi și nu poate să ne contrazică nimic, fiindcă suntem live, direct aici. Stăm pe masivul Căpățânii, dăm cu bățul un parâng, suntem deasupra apei la 30 de metri. Cheile oltețului au o lungime de 2500 de metri, foarte sălbatice și minunea naturală care s-a păstrat și se va păstra în continuare.